Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela, etalarea pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în vărsător, etalare pentru iulie 2020. Da, iulie a început, dar știți bine că etalările prezintă energii, situații care deja au început sau care urmează să se manifeste în următoarele luni, uneori chiar și 6 luni. Da, știu că sună ciudat pentru unii, nu credeți, dar credeți și veți vedea că am dreptate. În fine, m-am amestecat cărțile. Acum vorbim despre carieră și despre sănătate. Și dacă v-ați supărat că am întârziat, gândiți altfel, că nu trebuie să facem lucrurile musai în ordine, așa cum ne-am obișnuit în mod tradițional, ci să le facem după cum simțim. Și posibil că astăzi, la această oră, veți primi, vom primi, vom, că și eu sunt aici cu câteva planete, da, deci aveam interes să vorbesc mai repede despre voi. Vom primi informații, eu știu, ah, ce am pățit de la ceară, de la... Ia uite, mi-am înnegrit unghia. Vom primi informații mai bune de la lumânare. Mi s-a negrit unghiuța. Ok, da, când am aprins lumânarea și când am lucrat cu bețișoarele. În fine, după cum vedeți, am pus să se și vadă. Privința carierei, ați primit yoga. Dragii mei, să nu uitați, unii dintre voi, mai ales cei care nu vă cunoașteți harta natală și, în general, nu prea le aveți cu zodiile. Vă aduc eu aminte sau vă spun sau vă aduc aminte. Saturn deja a intrat în vărsător, acum este retrograd, o să revină pentru 2 ani și ceva. Va trebui să vă restructurați viața. Va trebui să ne restructurăm viața într-un anumit, cel puțin într-un anumit departament. Dacă aveți soare acolo, probabil că mai mult. Cine are doar anumite planete și în funcție de casele în care se află, trebuie să restructureze acel loc din viața lor. Da? Și zic eu că yoga aceasta se leagă. Yoga pentru că în condițiile în care veți fi, va trebui să faceți față multor schimbări. Spune că voi, vărsătorii cu Uranus, planetă guvernatoare, aveți tot timpul nevoie de schimbare. Ia uite că acum va trebui o altfel de schimbare, o schimbare către stabilitate, pentru că e Saturn. Și să nu uitați, dragii mei, că Saturn este planeta guvernatoare nocturnă a vărsătorilor, da? Uranus este diurnă și Saturn este planeta nocturnă. Deci, pentru cei care v-ați obișnuit doar să schimbați, eu vorbesc un pic la modul general, evident că acum nu judec și nu acuz, nu, doar spun așa, încercați să luați mesajul, îl prezint încerc și eu cu blândețe. Pentru cei care orice planete ați avea, v-ați obișnuit doar să schimbați, să schimbați și să nu restructurați, să nu puneți în loc nimic. Acest Saturn vă aduce aminte că după o schimbare, după o răsturnare, că de obicei turnul reprezintă Uranus, da? După aceste evenimente neașteptate, va trebui să punem ceva în loc. Așa cum se va întâmpla și la nivel colectiv, cu toate aceste restricții și tulburări care se întâmplă la nivelul maselor, va trebui să reorganizăm felul în care ne trăim viața. Și evident, nu după sistemul vechi, după sistemul nou, dar trebuie restructurat. Când îți cumperi o casă și vrei să o renovezi, dărâm ce este, să zic, neplăcut sau ce nu-ți convine, da? Dar faci ceva în loc, nu rămâi cu molozul în curte, da? La fel și din punctul vostru, și în carieră, și din toate, eu știu, energetic. Din punct de vedere energetic, trebuie în primul rând să vă reconectați la voi, pentru că va trebui să vă dați timp, mai ales dacă sunteți mai iuți, mai grăbiți, să vă dați timp să vă regăsiți în acești ani în care veți fi. După acești ani veți ieși cu o altă structură energetică, poate chiar și fizică, poate unii începe scure de slăbire, poate unii, nu că poate, unii clar, că tot a venit mesajul, vă veți schimba cariera, career change. Sunteți singurii la care a venit această
carte la carieră și se pare că sunteți chemați să vă schimbați cariera. Eventual, dragii mei, după ce vă veți restructura de la temelii până în vârf, foarte frumos mesajul, la un moment dat, acum vine mesajul, repet, se poate manifesta mult timp de acum încolo. Va trebui să învățați să luminați. Lumina este și aici, în coroana acestui personaj. Lumina este și aici, în acest far. Eventual, lăsați-vă ghidați pentru că este un înger. Lăsați-vă un plus de lumină. Și în momentul în care vă lăsați un plus de lumină, veți deveni și voi la un moment dat ca acest far, care luminează în zare, care luminează pe alții. Până una alta, stați în grădină și dacă e carieră, încercați și înfrumusețați-vă locul de muncă cu flori. Și dacă nu e vorba de loc de muncă, un loc de muncă, să zic, plictisitor, pe care încă trebuie să-l schimbați, posibil trebuie să vă schimbați cariera într-o zonă care ține de o alchimie sau de estetic sau de terapie cu flori. Da? Sau pur și simplu să faceți ceva. Florile întotdeauna mă duc cu gândul și la poezie, și la poezie. Să faceți ceva care transmite optimism oamenilor. Și în momentul în care faceți acest lucru, și vouă vă crește și stima față de voi și optimismul, adică ieșiți un pic, pentru că știu mulți vărsători care, bine, nu doar vărsători, majoritatea oamenilor sunt concentrați pe situațiile materiale din viața de zi cu zi. Ieșiți un pic din această zonă, mai ales dacă aveți planete în Capricorn sau eu știu ce alte planete, și schimbați-vă către o zonă care vă înflorește într-un fel special. Și pentru asta, ca să primiți această, aici primiți mesajul, dar inspirația vine prin yoga, prin meditație. E meditație, dați-vă timp. Dați-vă timp să meditați. Acum depinde ce planete aveți, unii poate chiar practicați yoga și n-ați avut curajul să luați această cale ca pe un alt job sau un posibil alt job. Aveți susținere din partea îngerilor. Dacă unii simțiți că nu sunteți iubiți, această carte vă confirmă că primiți o binecuvântare specială și o dragoste specială, iar aveți încredere. Aveți încredere că dacă vă proiectați în acest glob, da, în acest glob, în globurile de lumină, în chakre, anumite gânduri despre cum ați vrea voi să fiți. De exemplu, lucrând cu chakra întâi, cum ați vrea să reprezinte o viață stabilă pentru voi? Lucrând cu chakra a doua, cum ați vrea să manifestați sexualitate sănătoasă sau creativitate? Chakra a treia, cum vreți să vă gestionați energia, încrederea în voi? Și tot așa, dragoste, cum vreți să simțiți sau să transmiteți dragoste? E o proiecție pe care trebuie să o faceți în voi ca să se manifeste în exterior și evident și în carieră. O să clarificăm. Dar așa simt. Sunteți protejați, aveți susținere, da? Interesant că au apărut și flori și cristale. Bine, acestea sunt niște cărți speciale. Ia uite și muzică. Poate unii chiar veți să faceți muzică. Dar, mai presus de toate, aveți acest om care studiază. Trebuie să vă studiați pe voi. Ce nu ați făcut? Ce talanți nu ați lucrat până acum? Pentru că este foarte important să ne dezvoltăm cât mai mulți talanți. Asta e adevărul. Pentru că nu există doar unul, da? Și știți că cei, mai ales cei care lucrați în străinătate, știți că în străinătate un CV variat este mult mai bine primit decât un CV în care ați lucrat doar într-un domeniu sau în care ați stat într-un job 10, 15, 20 de ani, da? Mai ales pentru, nu știu, în alte țări, dar în Anglia știu sigur că acolo este apreciată schimbarea. Și, repet, schimbați ceva în cariera voastră sau eventual măcar part-time o perioadă
integrați în viața voastră, să zic, publică, dacă asta înseamnă carieră, ceva legat de spiritualitate, de yoga, de inspirațiile pe care le primiți. Poate primiți inspirație într-o grădină, în fine, știu, vorbesc de carieră, dar este o schimbare, este un moment de inspirație, pentru că sunteți într-un moment de răscruce și din acest motiv se confirmă că sunteți protejați, că aveți suport, că trebuie să aveți suport, susținere, scuzați-mă, da? Parcă așa era, da? Poate și prin muzică, prin poezie, prin am zis, repet, posibil e necesar să repet, stând în grădină, lucrând cu florile, contemplând, că e vorba de yoga, de meditație, o floare, natura, energia Gaia, energia pământului, veți primi niște informații. Apropo de pământ, pentru că asta și florile și cristalele țin de Saturn, o variantă pozitivă, mai ales în sextil cu Neptun în Pești. Da? Cam acestea sunt, haideți să vedem și clarificările din seria aceasta de cărți pe care am pregătit-o pentru voi. Aveți totuși, a vrut să se arate un 3 de monede. 3 de monede înseamnă o colaborare sau o restructurare. O restructurare a voastră, eventual interioară, spirituală, pentru că suntem în secolul 20, care se va dovedi foarte special și nu atât de ancorat în material, va fi ceva între, cel puțin acum la început, în fine. Trebuie să ne ridicăm deasupra unei vibrații vechi, știți bine, unii dintre voi. Să zicem că ar fi vorba de o colaborare pentru unii la locul de muncă. Dacă așteptați un ajutor financiar, aveți răbdare. Aveți răbdare. Că va veni. Probabil că, într-adevăr, ați fost într-un loc în care ați fost apreciați, dar ceva se schimbă, ceva v-a nemulțumit, apare patru de spade. Poate unii dintre voi ați avut niște probleme de sănătate, am înțeles, niște probleme de sănătate și din acest motiv v-ați dezechilibrat viața financiară, poate chiar și familiară, pentru că regina de monede reprezintă și soție și o șef, sau un șef, o șef la locul de muncă, în fine, cineva care e într-o poziție de valoare, da, e apreciată. Ceva s-a întâmplat în viața voastră, de-aia apare și temperanța și patru de spade și v-a dezechilibrat, să zic, finanțele și relațiile. Pentru unii posibil, pentru unii, pentru toată lumea, posibil la job să fi întâlnit o persoană. Da? Și să apară acest triunghi. Persoană care poate, nu neapărat să fie triunghi amoros, persoană care vă ispitește sau vă inspiră către această schimbare de carieră. Sunt multe variante. Oricum, cu răbdare veți avea victorie. 7 de monede și victorie. Totuși n-aș vrea să mă îndepărtez de faptul că suntem în zona carierei, pentru că văd mai multe mesaje. Văd semn de pământ pentru unii care nu sunteți chiar într-o relație confortabilă. Acum, ca ce semn de pământ e la locul de muncă sau, repet, vă influențează locul de muncă, variază. Hai să clarificăm. Yoga! Interesant că și la ce zonă? La ce a mai fost? La Capricorn a fost? La Capricorn a clarificat eremitul altă carte. Poate aveți acolo planete în Capricorn. Sau Saturn în Capricorn vă activează această zonă. Amândouă sunt spirituale, da? Deși vorbim de carieră, amândouă sunt spirituale. Însă dacă aveți probleme financiare, acel întuneric, trebuie să treceți prin el și trebuie să înțelegeți de ce aveți probleme. Pentru că e clar că unii dintre voi, într-adevăr, aveți probleme financiare, patru de monede. Și nu doar voi, dragii mei, cam toți suntem afectați de situația mondială, da? De aceste restricții, da?
Poate că ați fost într-un job în care nu ați putut explora niște zone creative, da? E destul de plictisitor job pe care l-ați avut. Și vă doriți să mergeți mai departe, să alegeți într-o altă direcție. Ia uite ce frumos, că vorbim de carieră. Să lăsați în urmă o bâtă care stă pe loc, care vă ține pe loc, da? Un job în care stați pe scaun sau, eu știu, pur și simplu stați și faceți o muncă monotonă. Da, vi se zice să schimbați. Faceți planuri și vedeți un pic, anticipați, că asta înseamnă 3 de bute. Anticipați, vedeți în viitor, cu încredere. Dar ca să vă găsiți încrederea, repet, trebuie să vă conectați, să faceți meditație. Să știți că sunt joburi în străinătate care oferă timp pentru așa ceva. Și pentru un pic de creativitate și pentru relaxare. O, da. Dacă există cineva care a lucrat vreodată la Ubisoft sau, eu știu, alte firme mari în București, pot confirma că sunt firme, companii foarte mari care oferă timp de relaxare, unii chiar masaj, da, ca să poți să dai randament, că altfel lucrând non-stop nu mai dai randament. Și repet, trebuie să alegeți, să vă faceți planuri, dar planurile acestea lăsați să fie inspirate de divinitate ca să vă poată duce către succes. Pentru că 3 de bâte vede oportunitățile, le vede. Și nu sunt niște iluzii, chiar sunt reale. Și dacă au fost stagnat, repet, iar ați stat pe loc într-o direcție, vorbim totuși de job, v-ați simțit singur. Din niște motive, poate relația cu cel drag a fost atât de rece și de plictisitoare pentru unii și v-ați ținut pe loc, încât la un moment dat n-ați mai avut randament nici în carieră, unii dintre voi. Dar, repet, trebuie să vă regăsiți această, ia uite, echilibru, temperanța, yoga, seamănă foarte mult, să vă regăsiți spiritualitatea, o vibrație înaltă și veți vedea că aveți multe opțiuni. Da? Aici sunteți voi, vă faceți griji. Vă faceți griji. Eventual, cum să faceți această reconstrucție? Repet, a fost o separare în viața voastră personală și nu doar în viața voastră personală. Acest turn, iată ce frumos, da? Aici este un far, aici este un turn. Turnul acesta trăznit este înainte, da? Sau acum. Și în viitor, turnul va fi un far care luminează. Și chiar am vrut să pun pe, interesant, chiar am vrut să pun pe Facebook o melodie, am descoperit-o de curând, Babel. Pentru cine știe povestea turnului Babel și finalul și mesajul și subliminal și religios al acestui simbol, turnul Babel. Eremitul, dacă ați avut probleme financiare, căutați în voi soluțiile, lumina. Până la urmă, echilibrul nu-l găsim prin finanțe, îl găsim prin această conexiune la divinitate. Fericirea nu o găsim în job sau în anumite relații, ci în noi, eremitul. Repet, probleme financiare pentru unii. Și chiar dacă sunt niște probleme, simt că le veți depăși în timp. Dacă reușiți să manifestați și pasiunea, e acolo o bâtă, e o lumină, da? Și să nu lucrați monoton, să ieșiți din genul ăsta de joburi. Poate în septembrie să găsiți, să începeți să integrați această, nu știu, niște lucruri pe, nu știu să exprim uneori. E și Mercur retrograd. Poate prin septembrie să integrați în viața voastră și în carieră, poate, niște idei care vin acum sau în perioada care urmează. Dar eremitul clar vorbește despre o călătorie spirituală. Posibil unii începeți, Doamne ajută să înțelegeți de ce ați experimentat aceste lucruri, joburi, relații, da? Profesionale, sentimentale, nu contează. Vreți să lăsați ceva în urmă, ia uite, 6 spade. Să lăsați în urmă întunericul, să mergeți către 9 de cupe, ce frumos, către bucurie, către alte cupe, 9 și cu 1, 10, bucurie maximă. Puh!
Posibil cu un semn de apă? Ah, aici nu musai să fiți voi, deși puteți fi că totuși e etalarea voastră steaua. Hai să zicem că regele de cupe înseamnă o dragoste adevărată, o dragoste care vă vindecă și că vorbim de carieră, este un personaj foarte creativ, da, care inspiră. Aha. Este o persoană care vă inspiră într-un fel special, vă vindecă, o persoană publică. Eventual, unii vă doriți, repet, cum și drăguț că se confirmă, vă doriți să inspirați pe alții la un moment dat, dar pentru asta trebuie să lași lucrurile pas cu pas și să treceți în această călătorie spirituală, transformare, să vă găsiți lumina în voi, că altfel de unde să inspirați pe alții? Clarificăm schimbare de carieră. În septembrie ceva se schimbă. Toate cărțile au lumină. Toate cărțile au lumină. Yoga sus, călugărul o are în mână, lumina, farul. Da. Farul, la fel, amânări. Deocamdată se amână niște lucruri. Clarificăm schimbare de carieră. Clarificăm. Vreau să vină ele. Trecuți mesaj. Chiar e fain. Multe. Dar clar că vrei să blocați ceva. Am văzut doi de spade. Ce? Ia uite. Da? Dacă ați fost în acel job, așa zis, stabil, era o colaborare, da? Poate erați trei oameni care lucrați și poate în acea colaborare unul lucra mai mult decât ceilalți. Este posibil, da? Ceilalți făceau lucruri mai simple. Unul, bănuiesc că voi, să zicem că e etalarea voastră, voi puneați suflet și făceați aproape toată munca. Ei, interesant că această schimbare de carieră a fost clarificată de 3 de monede invers. Nu mai vreți. Vreți să schimbați, da? Ce drăguț că a venit invers. Nu mai vreți să colaborați cu oameni care nu se implică la job tot atât de mult ca voi. Poate unii sunteți perfecționiști. Ia uite, iar apare semnul fecioare pentru unii. Eventual vreți să fiți independenți. Nu mai vreți colaboratori, dragii mei. Nu. Gândiți, anticipați, veți găsi soluții. Cum să vă faceți afacerea voastră, unii dintre voi, și să vă echilibrați viața. Eventual, da, și regele de bâte, ce frumos, și justiția. Justiția vorbește despre chestiuni legale, da. Regele de bâte este întreprinzător, este afacerii și, da, probabil că doamnele vor să aibă afacerea lor. Există un cuplu, regele și regina de monede. Însă, există și un semn de foc sau o balanță. Însă, în acest cuplu, unul dintre voi, de fapt, amândoi sunteți cam cu spatele. Cel puțin regina este cu spatele la regele de monede. În acest cuplu, posibil pentru unii. Și repet, poate să fie și în viața personală și afectează viața publică și afectează că e casa 4, a 4-a în opoziție cu casa 10 a carierei, a muncii. Ce se întâmplă acasă? Evident că ne afectează. Unul dintre voi vrea să fie singur. E un cuplu clar. Și repet, dacă e vorba de o colaborare la locul de muncă, unul vrea să conducă și să fie singur. Acesta, da? Vrea să conducă și să fie singur. Nu mai vrea să stea în preajma celorlalți, da? În această afacere. Vrea să înceapă ceva. Singur. Eventual în secret. Pentru că este dezamăgit. Este dezamăgit și, repet, vrea să-și facă planuri de viitor într-o altă direcție. Visează într-o altă direcție. Vede, nu neapărat, vede alte opțiuni. Acasă este foarte posibil pentru unii. Regina.
De monede, nu contează, eu vorbesc de o vibrație, nu zic neapărat de semn de pământ. Doamna, să-și dorească eventual o persoană mai pasională, dacă este doamna între doi bărbați, între un semn de pământ și un semn de foc, repet, la locul de muncă sau acasă, doamna să se uite către semnul de foc. Și din acest motiv să se creeze nevoia unei separări. Justiția asta înseamnă separări de cel care până acum i-a fost alături ca să fie singură. Eventual fiind singură, evident că poate să-și aleagă altfel de colaborări. Asta pentru că, pe de-o parte, doamna se uită într-o altă direcție, către regele de foc, către balanță, balanță justiție, adică, iar domnul, regele de monede, oferă acest as de monede în secret cuiva cu care stă de vorbă. Posibil voi ați cercetat, ați studiat și ați aflat și vă simțiți răniți și vreți să vă luați eventual, și repet, poate să fie și în viața personală și în viața profesională. Faptul că oferă monede, posibil acest colaborator al vostru punea bani deoparte în secret, da? Într-o altă direcție. Hai să clarificăm. V-a dat dureri de cap, da? V-ați făcut eventual griji cum să puneți acei bani. Dacă cineva a pus bani deoparte din profitul afacerii într-o altă direcție, v-ați făcut griji cum să reface situația. Clarificăm totuși 3 de monede invers. Și chiar dacă nu-i vorba de monede, poate efort, depunea efort într-o altă direcție și nu muncea suficient. Ia uite, da? Vreți să blocați pe cineva. Nu vreți să vorbiți, vreți să fiți independenți. Da? Să blocați eventual această colaborare care nu a ieșit, acest job, care nu v-a crescut și vreți să fiți independenți. Să mergeți, ia uite, către o altă colaborare mult mai benefică, mai frumoasă. Da? Faetonul către îndrăgostiți. Posibil pentru unii să fie și în viața personală, dar nu musai. Cu pași mici, gândiți că e Saturn, gândiți. Unii clar aveți niște chestii, niște conflicte verbale, emoționale, într-un contract. Repet, poate să fie la locul de muncă. Și pentru că apare, Marele Preot, poate să fie și acasă căsnicii care vă afectează, repet, viața profesională. Niște aventuri, niște chestii. Repet, nu musai ale voastre, poate ale celuilalt. Trebuie să vă vedeți poziția. Haideți să vedem de sănătate. Dar clar că trebuie să schimbați locul. Posibil dacă viața personală s-a întâmplat ceva, poate vreți să vă căutați loc de muncă într-o altă localitate. Da? Într-o altă localitate. De-aia apare și călătorul. Da? Călătorul. Trebuie să călătoriți ca să vă găsiți acest nou job, această nouă lumină, că vorbim de carieră. Și pentru asta trebuie, da. Așa, să stați un pic să meditați. Nu vă aruncați, cum fac vărsătorii în general. Nu vă aruncați. Sănătate. Oh, ce frumos. O victorie, să zicem. Victorie. Dacă e în sănătate, victorie. 6 de bâte. Dacă e la locul de muncă, unii dintre voi posibil să... Aveți de-a face cu cineva care atrage atenția. Ori voi atrageți atenția, ori cineva, un șef de birou. În fine, că văd semnul leului de două ori. Un semn de foc. Hai să vedem. 6 de bâte. Șase de bâte. Sănătate. Asul de bâte, ce frumos! Ce frumos! Și 2 de monede. Mai sunteți lângă cineva care... Deci ori aveți o relație de codependență
Sunteți voi semn de aer. Aici e un semn de pământ. Nu musai că joglează semnul de pământ. Ia uite. Sunteți într-o relație care vă afectează. E interesant că apără la sănătate acest grup de cărți. Împăratul. Împăratul poate să fie soțul vostru. Sunteți voi. Da? Berbec sau taur. Voi lângă un berbec sau taur. O situație toxică. Poate creată pe nevoi financiare. Poate creată pe nevoi intime, că totuși vorbim de sănătate și sănătatea implică și nevoile sexuale, da? Oricum s-a creat o dependență, o codependență, o chestie toxică, în care evident că nu mai vreți ceva. Vreți să faceți justiție. Justiție. Judecata este urmată de justiție. Eu zic că unii vreți să vă separați, ca să vă regăsiți puterea, eventual valoarea, unii dintre voi. Oh, iar apare cuplu. Iar apare cuplu. Hai să vedem încă o carte ca să pot să citesc mai bine. Sănătate. Oricum, amândouă arată victorie. Probabil că... Oh, ce frumos! Ce frumos! Ho, ho, ho. Ce frumos! Pentru... unele doamne, pentru că apare regina de monede, care de obicei este soție mamă, pentru că apare soarele, care de obicei este copil, pentru că apare acest simbol falic, posibil că trebuie să mai așteptați 6, depinde ce moment sunteți, 6 luni, poate sunteți în luna 1-a, 2-a, până să aveți un copil. Sau ceva s-a întâmplat, ora cu 6 luni de zile... ceva. E o chestiune legată de un copil, de o sarcină. Asta pentru că văd că unii dintre, unele dintre voi ați fost într-o relație cu cineva. O sarcină. E o chestiune legată de sarcină. Însă, că a fost reținută și urmează să nașteți, pentru că apare soarele. Că ați întrerupt-o și ați avut niște probleme de sănătate, aceste cărți arată că vă refaceți, să zicem, sănătatea. Vă reface sănătatea și rămâneți fertile. Da? Chiar dacă a fost o... Ia uite, totuși, regele de spade ar putea să vorbească și despre un avort sau o intervenție, să zic, chirurgicală pentru unele doamne. Însă, toate cărțile vorbesc despre victorie, despre o sănătate bună, aveți forță, aveți energie, câte și mai câte. Asta văd. Asta văd în acest moment. Ia să vedem ce mai văd. Unii dintre voi clar că face sport ca să arătați bine și dacă vreți doar să ieșiți în evidență, știți, bine, și cărțile confirmă, dar știați și voi că sportul nu doar că vă ajută să arătați mai bine, dar vă și întărește corpul, oasele, pielea arată mai bine, mai strălucitoare. Poate simțiți că se naște ceva, o nouă... Se naște ceva în voi, în această perioadă. Iunie, cu încă unul, iulie. O scânteie. Primiți inspirație, poate prin yoga, posibil că ține carieră și sănătate prin yoga. Primiți inspirație, o lumină, da? O lumină o primiți care începe să se manifeste și prin corpul vostru, într-un fel sau altul, al unora. Începe să radiați. Și ceea ce radiați, repet, nu știu dacă am zis sau dacă am zis, repet, nu e doar o sănătate fizică lucrată, este o lumină primită.
În fine, cărțile arată bine. Nu știu de ce simt nevoia să mai iau o carte. Poate ați avut unii probleme cu picioarele. De a trebui să mergeți cu mașina, ia uite, da? E clar că ați avut. A stat la pat. Unii dintre voi, ori a stat la pat, ori ați avut amețeli, vertij. Aici sunteți voi. Și dacă s-a întâmplat așa ceva, începeți să mergeți. Începeți să mergeți, să vă deplasați. Dacă la un moment dat, să zic că ați avut așa oarecare neîncredere, dubiu, primiți energie. Cineva vă ajută. Eventual, luați niște medicamente. Să vă îmbunătățiți și starea mentală. Eu simt că unii dintre voi ați avut probleme de mers, de circulație, da, de circulație, pentru că vărsător înseamnă și circulație. Repet, dacă ați avut unele doamne un avort la un moment dat și a stat la pat, începe să vă revitalizați într-un fel sau altul. Însă această carte confirmă că ați fost bolnăviori, dar cele trei ar trebui să vă dea încredere că vă veți reface. Vă veți reface. Dacă luați, evident, medicamentele care trebuie, dacă vă echilibrați emoțiile și mintea, din acest motiv se zice să faceți yoga. Cam asta e talarea. Vă pup pe mai târziu. Pa, pa!